Dragi prieteni, mă bucur să vă salut! Încă o ocazie hăruită de Dumnezeu pentru a deschide Scripturile. Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem urmașii Domnului Iisus Hristos și iată că El ne cheamă să fim parteneri cu El în a duce mesajul dragostei Lui unei lumi care are nevoie de mesajul acesta. Vorbim trimestrul acesta despre chemarea la misiune. Suntem la lecția numărul 8 și studiem astăzi despre misiunea în beneficiul celor în nevoie. Ne ocupăm de această categorie de oameni. Intrăm în dezbaterea acestei lecții cu cei doi invitați ai mei. Bine ai venit, Ionuț! Mă bucur să fii cu noi la Școala din Emaus. Bine ai venit, Ștefan! Și eu mă bucur să fiu cu amândoi la această înregistrare. Misiunea lui Dumnezeu, misiunea noastră, pentru că asta e provocarea acestui trimestru, misiunea lui Dumnezeu este și misiunea noastră în beneficiul celor în nevoie. Și aș vrea să începem cu ceea ce Domnul Iisus Hristos spunea: ori de câte ori faceți aceste lucruri, da? Ori de câte ori faceți gesturi de binefacere, gesturi de... faceți lucrul acesta, le faceți pentru mine. Aș vrea să vă întreb, când eu aplic acest principiu, când fac ceea ce fac ca pentru Dumnezeu, care vor fi efectele? De ce principiul acesta este atât de important în modul în care mă raportez eu la oameni? Cred că iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele nu poate rămâne la stadiul de simple cuvinte sau sentimente. Iubirea aceasta trebuie pusă cumva în practică. Și poți face lucrul acesta slujind aproapelui meu. Atunci când eu vin în ajutorul celui care are nevoie de mine, eu sunt unealta prin care Dumnezeu se folosește și pot fi o binecuvântare pentru cel în nevoie. Da, mie îmi place contextul din Matei 25, pentru că așa cum menționa și Ionuț că dragostea nu poate să rămână la nivel teoretic, poate fi izolată. Nu se poate izola, ci se expune. În Matei 25 suntem puși față în față cu ideea sensibilității. De ce spun asta? Pentru că Iisus spune în Matei 25 față în față două perspective. Pe de o parte, poți avea convingerile și ideile într-o direcție, și pe de altă parte poți avea sensibilitate într-o altă direcție. Dar în momentele de criză sau în momentele care te determină cumva să reacționezi, acolo pui în evidență unde ți este pusă sensibilitatea. Pentru că de cele mai multe ori sunt oameni care vorbesc, poate la nivel teologic, la nivel de ideologie, cât de important este unul și celălalt, cât de important este să facem bine, etc. Dar la momentul în care trebuie să facă ceva, arată unde este pusă sensibilitatea. Și în Matei 25, dacă ne uităm cu atenție, Iisus ne spune că cine este sensibil la problemele, la demnitatea, la situațiile compromițătoare pe care le are o persoană, în realitate pune în evidență felul în care se relaționează cu Dumnezeu. Și tot în Matei 25, Iisus nu spune este ca și cum mie mi le-ați făcut, nu face similul acesta, ci spune mie mi le-ați făcut. Deci este o relație directă, nu este indirectă. Adică dacă eu îl tratez bine pe băiețelul lui Ionuț sau pe fetița lui, înseamnă că eu îl tratez bine pe Ionuț. Textul spune clar, felul în care eu îi tratez copiii, e felul în care eu îl tratez pe Ionuț. Deci să înțeleg din ceea ce spuneți voi, că atunci când eu mă raportez la un om în felul acesta, așez pe omul acela, din punct de vedere valoric, pe aceeași treaptă cu Domnul Hristos. Valoarea lui este valoarea Domnului Hristos. Valoarea Domnului Hristos este valoarea lui. Aș mai adăuga că atunci când noi suntem dispuși să slujim celor din jurul nostru, de fapt noi împlinim planul lui Dumnezeu, ca eu, cel care am fost binecuvântat, să pot fi o binecuvântare. Ca cel care trece prin diferite situații, să simtă cumva dragostea lui Dumnezeu, faptul că nu este uitat, că nu este singur, că cineva se îngrijește de el, cuiva îi pasă de el și în felul acesta să aducem alinare, să aducem mângâiere, să aducem speranță pentru cei care trec prin situații nedorite.
Da, mulțumesc, Ionuț, mulțumesc, Ștefan. Obiectivul primordial al misiunii este acela de a-i conduce pe oameni la Domnul Iisus Hristos în vederea mântuirii, în vederea salvării. De fapt, acțiunea noastră este una mântuitoare. Dacă ar fi să așezăm ierarhic ordinea, așa cum Domnul Hristos a așezat-o, așa cum El a procedat de fapt, de ce credeți că înainte de a sluji nevoi unui om, cum a făcut El, trebuie să te împrietenești cu omul acela, trebuie să-i câștigi prietenia. De ce e nevoie de această puntă de legătură înainte de a trece să-i împlinești nevoie? La momentul în care ați făcut referința la prietenie, îmi vine în minte apelativul pe care Iisus îl folosește atunci când le vorbește ucenicilor în momentul acela intim, în contextul Sfintei Cinei. Le spune, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce vă spun eu. Robul, spune el, relația, similul de rob și stăpân, spune Iisus, nu este idealul de prietenie, de relație pe care eu mi-l doresc cu voi, este îndepărtat de imaginea de doi prieteni care pornesc de pe picior de egalitate și care vorbesc despre lucrul acesta. Am citit într-o carte, analiza la doi sociologi, cred că se numesc Bill Underwood și Ed Dickerson, care vorbeau despre gradul de prietenie și cum apropierea pe care avem cu o persoană determină dacă persoana respectivă este deschisă către schimbare sau nu este deschisă către schimbare. Și lucrul acesta îl putem observa și la Iisus. Totul începe cu, să zicem, primul nivel de apropiere este nivelul de cunoscuți. Când ieșim și vedem un vecin, îl salutăm, buenos dias, bună ziua. El știe că ne cunoaștem, suntem familiari cu figura, dar nu știm mai mult despre, nu? Al doilea nivel este cel de fapte și informații, în care tu te deschizi și spui anumite lucruri. Deschizi subiectul, dacă ești mai sociabil, nu? Îmi place cămașa ta sau asta deja e mai de apropiere. Am putea spune, afară plouă, ai văzut ce rezultate ai ieșit la alegeri, etc. Spui ceva, dar nu spui despre tine. Spui doar lucruri care se întâmplă. Apoi trecem, în al treilea nivel era cel de în care unul își exprimă punctul de vedere. La momentul în care tu ajungi să-ți exprimi punctul de vedere, mi se pare corect sau mi se pare bine sau mi se pare rău ceea ce se întâmplă, trebuie să ai oarecare încredere în celălalt. Eu, ca să pot să vorbesc cu Ionuț despre lucrul ăsta mi se pare corect sau mi se pare rău, eu trebuie să am oarecare încredere în Ionuț și trebuie să existe o oarecare apropiere. Apoi există nivelul sentimentelor și a emoțiilor. Cum te simți? Nu vorbești cu toată lumea de pe stradă cum te simți. Vorbești doar cu o persoană. Mă simt frustrat, mă simt întristat, mă simt bucuros, uite, s-a întâmplat lucrul respectiv. Și oamenii aceștia spuneau în felul următor, la momentul în care tu vezi că persoana respectivă rămâne doar la stadiul acela în care schimbă doar idei și opinii, nu vorbești și despre simțăminte, trebuie să investești în relație pentru ca celălalt să avanseze. Cu cât o persoană se simte sigură, cu atât își deschide sufletul. Și apoi cel de-al cincilea nivel era cel în care unul vorbește despre eșecurile și greșelile pe care le face. Nu față de tot zici, măi Ionuț, am făcut o prostie, uite, am făcut treaba asta. Și mai mult decât să-i permit lui să-mi spună, Ștefan, nu-i bine ce ai făcut acolo, vezi că cred că ai greșit acolo. Când ajungi într-o relație de apropiere și de prietenie, ajungi să-ți permiți astfel o astfel de intimitate de prietenie. În felul acesta, la momentul în care încercăm să ne apropiem de oameni, dacă pocăința pornește de la părerea de rău pentru ce a făcut, trebuie să ajung să investesc în relația respectivă, în așa fel încât persoana să aibă încredere și să spună, îmi pare rău, uite, vreau să-ți mărturisesc o treabă care am făcut-o. Asta nu ți-o spune oricine. Trebuie să existe oarecare relație ca să poți să vorbești despre asta. Mulțumesc, Ștefan. Cred că o întrebare sinceră pe care ar trebui să-și o pună fiecare lucrător, fiecare copil al lui Dumnezeu care dorește să-L facă cunoscut pe Hristos, unei persoane care nu L-a cunoscut încă pe Hristos și dragostea Lui, este aceea dacă eu, dacă viața mea, dacă purtarea mea reflectă cumva ceea ce intenționez să-i transmit prin vorbe acelei persoane. Pentru că e foarte ușor să vorbești despre iubire, despre dragoste, despre răbdare, dar acele lucruri, dacă nu fac parte din viața ta, dacă tu nu trăiești în felul acela,
pentru omul acela vei fi neinteresant, vei spune doar cuvinte fără ca tu să arăți că în tine s-a produs o schimbare, că Hristos locuiește în tine și că schimbarea care s-a produs în tine dorești să o împărtășești și lui. Uh-huh. Și asta ține de faptul că niciodată nu-i vei câștiga încrederea pentru a-l conduce spre mântuire, pentru a-l convinge care este nevoia lui și că are nevoie de Domnul Hristos, pentru că el nu vede în tine lucrul acesta. Deci, stadiul de prietenie pe care noi îl putem avea ne ajută să ne deschidem. Cumva prietenia favorizează apropierea de Dumnezeu, pentru că atunci când te apropii de o persoană și persoana are încredere în tine, începe să-ți spună frustrările, preocupările, lucrurile pe care le are în minte de mai mult timp și n-a apucat să le vorbească cu cineva și în felul acesta se deschide, omul devine vulnerabil și poate vorbi despre sine. Ce părere aveți de ce sunt oameni care abordați nu în modul acesta despre care vorbim noi, opun rezistență atunci când încerci să le prezinți Evanghelia, când încerci să le vorbești de păcat, le vorbești de mântuire, de pocăință, de mărturisire a păcatului și așa mai departe. De ce oamenii se închid, se stau rezervați și cumva se protejează în fața intenției tale de a le vorbi despre Evanghelie? Eu cred că din moment ce nu există un transfond de relație, de un minim de conexiune între noi, cum ar fi ca eu niciodată să nu-l fi cunoscut pe Ionuț și să încep să-i vorbesc despre cât de important este să-și cumpere el un program pentru a gestiona problemele pe care le am eu. Cine e ăsta? De ce vrea să-mi zică lucrurile respective? Adică, și poate pe el nici nu-l interesează problemele. Adică eu încerc să-l conving, vezi că ar trebui să ai problema asta pentru ca eu să-ți pot oferi soluția asta. Cam așa? Se leagă de ceea ce a spus Ionuț în momentul în care eu spun ție ceva, eu spun pentru că nevoia mea este și nevoia ta. Corect, corect. Da. Aș mai adăuga un lucru. Te rog. În societatea aceasta noastră, tot mai grăbită, în care parcă timpul este tot mai comprimat, o prietenie este un lucru de mare valoare. O prietenie înseamnă să oferi din timpul tău. Să investești în timp. Să investești. Înseamnă să oferi răbdare. Corect. Înseamnă să îl accepți pe celălalt așa cum este el. Și ne relatează frumos studiu cum prietenii Zlăbănogului își asumă o responsabilitate. Ei arată credință, ei arată că le păsa de prietenul lor și caută o soluție, caută cumva să ofere vindecare pentru prietenul lor. Și atunci fac tot posibil să ajungă cu el la Iisus. Deși întâlnesc obstacole, deși nu le este deloc facilitat drumul către Hristos, ei găsesc o soluție non-conformistă, am putea spune. Îl coboară prin acoperișul casei. Cumva prietenia, gradul de prietenie te determină să insiști, să vorbești, să te... Cum ar fi fost dacă slăbănogul respectiv ar fi cerut la 4 oameni pe stradă? Mă duceți și pe mine? Da. Interesant este că prietenii au trebuit să taie din timpul lor, din programul lor, din graficul, din orarul zilnic și să investească timpul acesta în a ajuta pe prietenul lor. Bun, mergem mai departe. Trăim în societatea contemporană o criză majoră. E vorba de imigranți și e vorba de refugiați. Trăim acum vremea aceasta a războiului și Europa este invadată de oameni care pleacă, fug din calea războiului și din calea sărăciei. Ce piedici, ce prejudecăți credeți că ar putea influența pe cineva, într-un mod negativ, sigur, față de aceste crize și față de acești oameni care au nevoie de ajutor, de susținere, au nevoie de asistență, în așa fel încât să ne putem apropia de oamenii ăștia. Cum să facem ca să ne apropiem de ei și să le slujim nevoilor? Cred că trebuie să ținem cont că, cel puțin din punct de vedere psihologic, o persoană este mai vulnerabilă atunci când este expusă unui stres. Fie s-a întâmplat ceva în viața personală, fie a trecut printr-un divorț, fie s-a căsătorit, fie s-a mutat într-o altă țară,
asta înseamnă, e un mare stres, pentru că nu știi unde mergi, nu știi ce faci, ce vei face acolo, cum te vei descurca. Și cu cât, să zicem, presiunea emoțională, stresul este mai mare, cu atât persoana este mai vulnerabilă, mai deschisă către soluții. Vreau să vă spun că până să vin la Biserica Emaus, am păstorit biserici spaniole și am botezat persoane native din Spania, dar și din alte zone și inclusiv din România, oameni care, să zic, în România erau dezinteresați de credință, de religie, de relația cu Dumnezeu, au venit aici, au fost expuși unui alt context, le-a mers chiar mai bine, nu vorbim de oameni care n-au avut de muncă și au venit la biserică pentru ca să le se ofere de muncă. S-a creat o ocazie, o oportunitate ca să fie, ca să primească, să primească adevărul despre Dumnezeu, să aibă interes în ale Scripturii. Oportunitate care poate dincolo nu... Cred că această criză a imigranților, această migrație în masă a maselor de persoane dintr-o parte în alta, cred că pregătesc cumva calea sau oferă oamenilor posibilitatea ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Acum, prejudecățile pe care noi le putem avea, fie prejudecăți culturale, fie felul în care ne înțeleg oamenii respectivi, felul în care înțeleg ei pe Dumnezeu, etc., pot să afecteze felul în care lucrăm pentru acești oameni. Mulțumesc, Ștefan. Cred că trebuie să recunoaștem că nu este cea mai ușoară lucrare, lucrarea aceasta de a lucra cu refugiați, cu imigranți, pentru că cel mai comod ne-ar fi să lucrăm cu oameni din cultura noastră, oameni care vorbesc aceeași limbă ca noi, servesc poate aceleași alimente ca și noi, îl inviți la o masă, mănânci, te deschizi, povestești, invită pe au aceeași culoare ca și culoarea noastră. Invită pe unul dintr-un alt continent și pune-l cu tine la masă și dă-i mâncarea românească. Se va uita la ea. Deci, plecând de aici, nu este o lucrare tocmai ușoară, însă asta nu înseamnă că trebuie să o lăsăm nefăcută. În niciun caz. Oamenii aceștia fug de obicei de război, de persecuții, pleacă din țările lor pentru că pur și simplu nu sunt lăsați să gândească liber. Și atunci caută o ieșire pentru ei, pentru o soluție pentru ei, pentru viața lor, pentru familia lor. Și cum spunea fratele pastor, putem găsi o deschidere, pentru că fiind un pic în situația de a se așeza, de a-și căuta un rost, poate sunt mai deschiși pentru a ne împrieteni cu ei, pentru a le vorbi despre credința noastră. Vreau să vă pun o întrebare. Credeți că am putea vorbi de un plan al lui Dumnezeu așa cum a funcționat cu biserica primare, aducând persecuția ca să îi împrăștie în toată lumea și să în felul acesta să evangelizeze? Considerați, s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie această mișcare tocmai ca oamenii aceștia să iasă din țările islamice în care Evanghelia intră mai greu și să vină în țările în care, da, în țările europene, unde e libertate de conștiință, libertate religioasă și oamenii ăștia să vină în contact cu Evanghelia. Ar fi posibil așa ceva? Eu n-aș folosi expresia Domnul îngăduie, că e ca și cum, ok, de ce n-am îngăduit asta mai devreme sau așa, dar Dumnezeu profită de libertatea oamenilor și de circumstanțele pe care noi oamenii le creăm aici pe pământ, războaie, etc., pentru ca Evanghelia să avanseze. Asta s-a întâmplat și persecuția. Deci folosește ocaziile astea. Se folosește de ocaziile respective. Îmi suneau niște colegi din Germania, din biserici multiculturale. De obicei, într-o biserică română, noi avem câțiva spanioli, o columbiancă, un spaniol și mai sunt câțiva frați de prin zone Sud-America. Dar marea majoritate suntem români. Dar în biserici multiculturale, oameni care veneau dintr-un trasfond arab, musulman, mai degrabă decât arab, musulman, în care există un ermetism și o amenințare cu privire la acceptarea lui Hristos, sunt deschiși, l-au acceptat pe Hristos. E adevărat că au trebuit să-și schimbe și numele, să nu se expună la a fi uciși, așa cum cer anumite proceduri religioase din acea cultură, dar s-au văzut liberi să aleagă, să creadă ceea ce ei își doresc. Și cred că este o oportunitate care ne se deschide. Este ca și cum Dumnezeu aduce Samaria și marginile pământului la Ierusalim. Și asta ne responsabilizează și mai mult în a investi pentru a-i conduce la Hristos. Mergem la ultima problemă pe care vrem să o tratăm astăzi în lecția noastră.
Din modul în care Domnul Hristos a întâmpinat nevoile oamenilor, înțelegem că el nu se ocupa doar de cei care îl acceptau, doar de cei care îl ovaționau, care îl primeau, ci el aborda orice persoană cu aceeași dragoste, cu același interes, cu aceeași pasiune, cu aceeași compasiune, să zicem, da? De ce credeți că uneori, așa zis, misionari încearcă să ofere atenție și slujire doar acelora care promit că vin la biserică? Simt ei că, mă, dacă investesc în ăsta, pe ăsta sigur îl fac adventist sau îl fac creștin. Dacă ei simt că nu cred că va avea succes, îl abandonează. De ce această atitudine? Există cumva această atitudine? Poate că sunt eu cumva pesimist. Există atitudinea asta cumva în mentalitatea unor oameni? Ce pericol vedeți în situația asta? Și o a doua problemă pe care vreau să n-o scăpăm din vedere, ce părere aveți când unii misionari, poate nu atât de specializați în ale misiunii, încearcă să folosească anumite cârlige, da? Îți iau tensiunea ca să te prind, să mă apropii de tine și după aceea să te conduc la Biblie și în cea din urmă vreau să te văd în apă botezului, vreau să te văd botezat. Ce părere aveți de aceste metode pe care mulți nu le agrează? Cred că este în natura noastră să oferim mai multă atenție celor care îi simțim mai aproape de noi. E normal, e natural, este firesc. Eu nu aș condamna pe cei care folosesc diverse metode de a se apropia de oameni. Acum, unde văd eu riscul, este că apropiindu-le de oameni, oferind câte ceva, în momentul în care nu mai oferi, dacă nu ai îndreptat atenția acelor oameni spre Hristos, s-a încheiat perioada de a oferi câte ceva, s-a încheiat și prezența lor, relația lor cu tine. Și atunci, de asta trebuie avut mare grijă ca lucrurile acestea întotdeauna să fie făcute astfel încât oamenilor să le fie îndreptată atenția spre Hristos. Poate fi un misionar pentru un timp într-o anumită localitate să lucreze, să vorbească frumos, oamenii să-l urmeze pe omul acela. Când omul acela a plecat, s-au risipit și cei care erau pe lângă el. De asta, dacă oamenii sunt îndreptați cu privirea spre Hristos, lucrarea aceea poate prospera. Da, mulțumesc. Legat de ceea ce spune Ionuț, ca să complementez, e normal să te simți afin cu o persoană pe aceeași lungime de undă cu o persoană care vede lucrurile ca tine sau cu o persoană care are aceleași preocupări, aceleași sensibilități, dar să nu uităm totuși că Iisus spune că vameni și îi iubesc pe cei care îi iubesc și că păgânii fac bine celor care le fac bine. Și atunci ce bine faceți voi. Cred că la momentul în care eu mă pot folosi, cum bine a menționat Ionuț, mă pot folosi de o strategie ca să pot să îl ajut pe celălalt, dar dacă îl ajut doar dacă el ar veni după aceea la biserică, atunci vorbesc mai degrabă de prozelitism. Exact. Nu mai vorbesc de a-l ajuta pe om. Și știți cum? Oamenii imediat au un al șaselea simț. Imediat miros și dau seama ăsta de ce, pe unde vrea să ajungă. Și acum vreau ca să fiu onest și cu cei care ne ascultă și cu noi. Într-o zonă unde am fost pastor, eram pastor de tineret acolo, și s-a organizat, nu era o biserică română, era o biserică de aici, de pe teritoriul național, și s-a organizat un curs pentru ca lumea să se lase de fumat. Mi se pare excelent, ademas, dincolo de lucrul acesta, strategia cele 5 zile pentru de a te lăsa de fumat este foarte bine apreciată în domeniul respectiv, pentru că are niște pași psihologici care se îmbină cu stil de viață, etc. În prima seară au fost vreo 25 de persoane pe care noi niciodată nu le-am văzut. Dar a fost mai puțin inspirat cel care dădea bun venit și spunea, nu știu de ce, le-a spus, ok, noi ne bucurăm să vă putem ajuta cu lăsatul de fumat, dar să nu uitați că scopul nostru este ca să veniți și la seminarul de Apocalipsi care îl avem după. Wow. A fost o gafă tremendă, pentru că a doua seară m-a venit doar unul. Deci înseamnă că modul în care am pus întrebarea este reală, nu? Este real? Este real și ademas în contextul în care noi trăim, oamenii
caută autenticitate și tu trebuie să fii autentic. Uite, mi-ar plăcea, e mai degrabă, mai frumos să spui, uite, mi-ar plăcea să-ți împărtășesc ceea ce cred eu, decât să încerc să-l îmbârlig cumva ca să pot eu să zic, gata, l-am adus aici. Eu cred că toate aceste, să zicem, cârlige, cu ghilimele de rigoare, ar trebui să fie investite doar atât cât mă ajută să creez relația de prietenie. Doar atât cât mă ajută să îi câștig încrederea. Din momentul acela, pot să vorbesc altfel cu el, pot să mă raportez altfel cu el și el nu va înțelege că, de fapt, eu asta am urmărit să-l... Legat de întrebarea dumneavoastră. Îmi amintesc că undeva în jurul anilor 2010, undeva foarte aproape de localitatea de unde este doamna mea, Valea Dunării, au fost niște inundații teribile în zona aceea, sate întregi luate de apă. Evident, biserica, Adra, frățietatea din zona aceea s-au implicat, au mers și la un om care i-a luat apa tot, te duci și îi duci de toate, tot ce poți, tot ce e omenesc posibil, încerci să-l ajut, să vii în întâmpinarea nevoilor pe care el le are atunci. Totul bine și frumos. Cât timp cei din au mers și ofereau lucruri, oamenii arătau un interes pentru cuvânt, veneau la evangelizările care se organizau, se formase o mică grupă acolo, numai că n-am fost singurii care ne-am implicat în zona aceea. Și au fost și alte biserici care s-au implicat. La un moment dat, din partea celor din Dolj, au scăzut puțin resursele și nu se mai putea oferi atât de mult ca la început, ceilalți pompau mai mult și la un moment dat le-a spus verde în față. Ăștia ne-a trimit lucruri din America, mergem la ei. Pentru mine a fost o mică dezamăgire, pentru că vedeam cumva acolo cum urma să se formeze o grupă, o biserică, și dintr-o dată planul acesta vezi că... Ți-ai dat seama că oamenii vin pentru pâine și pește. Da, însă tot ceva legat de zona de unde este doamna mea, familia ei, un alt exemplu care cumva aduce speranță pentru mine. În urmă cu mulți ani, în biserica aceea, erau două familii de tineri, copilași, micuți, dar resursele lor erau unele limitate, destul de limitate din toate punctele de vedere. Această persoană din familia lărgită a mea s-a ocupat de ei. An la rândul, lemnele din magazie, făina din hambar, alimentele din beci, din cămară, le împărțea cu aceste familii. Pentru un timp, până când s-au îndepărtat cumva. Și îndepărtarea asta a durat destul de mult. Numai că acum când merg în România, după mulți ani, acele persoane n-au uitat că în localitatea lor este o biserică unde s-au simțit acceptați, s-au simțit iubiți, s-au simțit apreciați și după mulți ani, acum au perii albi, sunt la o altă vârstă, vin împreună cu nepoții lor, cu copiii lor, cu nurorile lor, cu cei din familia lor lărgită, prezentându-le mesajul, faptul că aici este locul nostru, aici este Dumnezeu. Aruncați pâinea pe ape și nu după multă vreme o veți găsi. Da, dar nu arunci pâinea ca să o găsești. Tu arunci pâinea, pâinea pe ape. Da? Iată câteva principii am încercat să scoatem în evidență în modul în care ne apropiem de categoriile de oameni care au nevoie de noi, de ajutorul nostru, de sprijin, de încredere, de prietenia noastră și apoi au nevoie de Hristos în cele din urmă. Cred că înțelepciunea asta este înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și să rugăm pe El să ne ofere această înțelepciune și acest tact, această metodă, această strategie cerească pentru ca să fim eficienți în a da mărturie despre Dumnezeul nostru. Ionuț, Ștefan, mulțumesc pentru prezența voastră în emisiunea Școala din Emaus. Scumpii mei prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și nu numai ne urmăriți, cred că dați mai departe materialul acesta pentru ca Evanghelia, metodele acestea care sunt hristice, să îi ajute pe cât mai mult să se apropie de semenii lor, să le slujească nevoilor și în felul acesta să facă exact ceea ce a făcut Hristos când era pe pământ. Până la o nouă întâlnire în Școala din Emaus, dragi prieteni, vă spun la revedere, toate bune și pe curând! Thank you.